Scopul acestor practici de menire este de a crea o ordine, o armonie. Ordinea și armonia sunt garantul că nivelul de entropie, de dezordine, va rămâne în parametri. Deci, ce este un proces de vindecare? Un proces de vindecare este un proces de ordonare a haosului. Un proces de ordonare a entropiei. Este un proces de îmbolnăvire. Un proces de îmbolnăvire este un proces de diminuare a ordinii, diminuarea unei structuri ordonate, diminuarea unei armonii. Aha! Ce este descântecul? Este un cântec de descătușare. Foarte mulți oameni folosesc termenul descântec. E frumos cuvântul, e deosebit. Dar trebuie să vă întrebați ce este descântecul. Este un cântec de descătușare a puterilor interioare. Este un cântec care atunci când este colectiv, ce frumos ai spus, conștiința colectivă. Când este colectiv, el poate să descătușeze un nou episod în destinul acelui om, acelei națiuni. Noi nu putem vorbi despre țări. Țările se transformă, dar un popor poate să rămână atâta timp cât valorile lui sunt comune. Atâta timp cât au aceste momente de descătușare a puterii interioare, a valorilor, împreună.